să vedeți cum evoluează tehnica, ea este foarte prezentă la legăturile în direct. Sau nu? Nu mai aud. Mulțumesc, Alexandra. Dar să știți că nu numai la televiziunea de stat sunt probleme. Și turcaleții de la Canal D au. Bună seara, Dana. Cum este atmosfera acolo? Dana, ne auzi? Trecem acum la bâlpe televizate și începem cu o ceață aprigă la România TV. Ceața este pe anumite tronsoane atât de densă încât vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. Dragă reporteriță, ceața densă e doar la Matanca. Ceața este pe anumite tronsoane atât de densă. La Antena 2, Sânziana Buruiană, o starletă omniprezentă la televizor, inventează un nou cuvânt. De ea spunem, ce s-a întâmplat cu accidentul tău? Ce să se întâmple? Pur și simplu nu înțeleg ce este atâta zârvă pe seama acestui accident. Ce este zârvă? Păi da, pentru că singura ce mea... Zârvă? E mare, așa, zârvă. Dar să știți că l-a inventat cuvinte, stăm bine și noi ăștia de la prima. Uite, copiii învață să spună lucruri trăznite. Uite, tu cum n-ai nicio suroră sau nicio frate... Poate mai mult părinții decât prietenii. Nu ai nicio suroră sau nicio frate... Ne întoarcem la Canal D pentru a asculta pe Adelina Pestrițu cum pocește o bunătate de prezentare. Ce li-a simțit acum? Inima îi sparge cum inima îi sparge pieptul atunci când la ecograf a auzit o altă inimă, cea a bebelușului ei. Ce li-a simțit acum? Inima îi sparge cum inima îi sparge pieptul atunci când la ecograf a auzit o altă inimă. Și încheiem apoteotic cu Andreea Bălan, deverită pentru câteva momente în platoul de la Te Cunosc de undeva, Mița Biciclista. Evident că a căzut, dar nu știm ce și-a rupt. Hai, Andreea, te urmăresc și din spate. Așa, Andreea, ia uite, o luminăm, așa, bravo, bravo. Avem acum un material închinat televiziunii publice care se hrănește cu bani de la buget și prezintă un produs de toată jena. La început aflăm cum se scrie mai nou Bucș. Băi, în culturiștilor de când vă conduce Elvis totul e permis. Deși noi credem că se scrie corect Bucșe. Iată acum câțiva dinozauri dezgropați de abila conducerea domnului Săftoiu. Atenție, am așteaptă mari surprize. Mulțumesc tare mult. Nu, vreau să dau mâna cu tine, nu să-mi dai microfonul. Mulțumesc, la revedere. Vorbeam de dinozauri, hai să vă mai prezentăm unul. Marina Almășan Cretacic pune în emisiunea ei publicul să ia o pastilă care cică încălzește organismul. Ce a urmat? Dumnezeu cu mila. Este o pastilă care nu produce efecte secundare, deci chiar din curiozitate și puteți să o luați fără probleme. Ia să vedem cine mai zice. Vă rog, doamne. Da, nu are niciun gust, însă sunt încălduri. Ei, chiar sunteți în călduri? E deja pericol. Deci nu acest efect l-au dorit americanii, nu? E cald, e foarte cald. Deci simțiți că vă este mult mai cald decât la început. Trecem acum din Cretacic în Pleistocen pentru a urmări alt dinozaur media. Mircea Radu Bre. Ancheta poliției române extinsă în... imediat. Gino Iorgulescu, noul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Același Mircea Radu Bre este surprins de o știre cu și despre ziua lui de naștere. Nu știm exact când e, dar e undeva înaintea erei noastre. Iar la finalul știrilor îi spunem și noi la mulți ani lui Mircea Radu. A fost deja sărbătorită aseară în direct de colegii de la emisiunea Odată în Viață, unde Mircea a anunțat în premieră că pleacă într-o nouă caravană cu știrile TVR, evident. Hai să ne uităm. Să înțeleg că acum mergem mai departe cu cursul valutar, Banca Națională... Nu, stai puțin, hai să ne uităm totuși la ce ai anunțat. Hai să vedem. Să urmărim totuși ce a făcut Mircea Radu la Odată în Viață. Șapte văi și o vale adâncă, șapte văi și o vale adâncă, șaolică tot de pe aici nu fi mă mănâncă. Șaolică totă pe aici, nu fi mă, mănâncă mă. Bravo, mă, Mircișoi, noi am fi vrut să-ți cânte Paraziți, așa, de ziua ta. Dar n-a fost să fie, ci că o să-i cânte lui Elvis Săptoiu. Șaolică totă pe aici, nu fi mă, mănâncă. Șaolică totă pe aici, nu fi mă, mănâncă mă. La gâdea în emisiune cade un reflector. Din nefericire, nu în capul pastorului. Cine este aici până la urmă vinovat și cine este culpabil?
pognit un reflector, nu face niciun fel de grijă, se întâmplă. Probabil afectat de incident, Nena Gâdea nu își face cum trebuie temele și uită numele invitaților. Ok, fac mare eforturi să găsesc foaia cu numele profesorilor și nu o găsesc, nu mi-am făcut bine temele, vă rog să mă iertați. Ia a treia pagină, după Alice Drăghici, a treia pagină mi-a zis colega mea. Mă scuzați, sunt emoționat că ați venit în seara asta și nu găsesc. Ne puteți spune, vă rog, fiecare dintre noastre numele și ce faceți la liceul din Ulipati? Ei, ia să fi fost invitat, domn profesor, să vezi ce prezentare îi făcea. Ajungem acum la Trustul Pro, unde busul face un pleonaz și își cere iertare. În zilele următoare, norii din sud avansează spre nord, ușor, ușor, pe partea centrală, pe aici. Cei din nord coboară în jos, coboară în jos. Doamne, ce am putut să spun? Ce am putut să spun? Coboară în sud, am vrut să zic, și am zis coboară în jos, Luceafăr Blând, iertați-mă, nu mă compar, Doamne ferește, dar dacă i s-a permis lui, o să mă iertați, mai ales că mi-am dat seama. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată, dar la câte are busul, nu-l iertăm noi, să-l ierte altcineva. Vă prezentăm acum pe cea mai nervantă tipă din TV, Crețuleasca, a făcut geografia cu profa de sport. Ea prezintă comuna Jurilovca și o botează Jurilovca. Este o comună din Jurilovca, din Tulcea, și a fost premiată de Comisia Europeană pentru Turism accesibil și sustenabil. Uite aici ce peisaj are, și asta e în România, nu e în Singapore la etajul 53, e la Jurilovca. Păi în nu Tulcea. Că nu mergeau la Jurilovca, să știi că nu mergeau oamenii ăștia pe bani publici. Iată acum minunea minunilor, cântărețul cântăreților și manelistul fără pereche, Adiță, el visează 4 anotimpuri sau anotimpe? Viața noastră este ca anotimpul, ca cele 4 anotimpe. Dragă Adiță, nu erau 4 anotimpuri și nici 4 anotimpe, erau 4 anotimpe, ca să semene cu tine. Viața noastră este ca anotimpul. Ca cele 4 anotimpe. La ProTV, dragă domnule, ne întâlnim cu un conlocuitor ungur căruia i-au dispărut vacile din grajd. Am închis grajdul cu 2 vaci și 5 porci. Dimineața soția, când a venit să dea de mâncare, vacii nu mai erau. Vacii nu mai erau și nici porcile nu se simțeau mai bine, dar așa e nația. Ea are probleme cu genitivul, căci vorba aia este al treilea legend al ariul Moldova. Dimineața soția, când a venit să dea de mâncare, vacii nu mai erau. Meciul România-Grecia din barajul pentru mondiale a fost transmis de televiziunea oficială a PSD-ului, România TV. Așa că domnul Ghiță s-a îngrijit să avem parte de interviuri ale greilor din PSD la maxima audiență. Începem cu Liviu Dragnea. Suntem pe locul 2 în grupă. Nimeni nu s-a așteptat să fim în fața Olandei. Suntem pe locul 2, suntem la baraj, ne jucăm șansa. Brenea Dragnea, suntem noi în fața Olandei ca număr de autocare pentru votanții lipsă. În rest, nicio șansă. Iată-l acum și pe domnul Corlățean. V-ați pregătit vocea pentru a susține puternic? Da, întotdeauna susține echipa României, chiar dacă nu mă vedeți dumneavoastră la televizor. Ăsta e și motivul, am venit cu ceea ce trebuia să am la mine și susținem cu toți echipa României. Păi ce el să lipsească? Sculer matrițerul de la Camera Deputaților, Nenea Zgona, și-a dat și el cu presupusul. Cine bate astăzi? Cel mai bun. Adică? Eu cred că România. Nu vă văd cu niciun steag, sunteți pregătiți măcar să țipați? Sunt pregătiți să țip și avem și steaguri, au venit și întâlnirile de la Ministerul de Externe. Și cum se putea să nu-l difuzeze tocmai pe el? Cu câteva secunde înainte de începerea meciului, premierul Ponta profită de audiența maximă. E o șansă foarte mare, dacă avem și un pic de noroc și dacă știm că grecii sunt extraordinar de ambițioși și cred întotdeauna în șansa lor. De ce nu? Sper că, dar sper să ar prinde foarte bine o veste bună cu fotbal. În urma acestei lovituri de imagine, scorul meciului nici nu mai contează. Ne-au bătut grecii de ne-au ascultat cu urechea. Scopul a fost însă îndeplinit. Am luat noi bătaie, dar au făcut imagine la audiență maximă pentru PSD. După meci au venit și reacțiile. Cea mai vehementă dinspre Vadim, care e și în criză de medicamente. Cel mai nerușinat și mai toxic partid din istoria României, mai periculos decât Garda de Fier. Ăștia îi omoară până în fometare, până lipsă de medicamente, până microbii de spitale, prin jaf. Ce să facem dacă păștia a votat, nu? Nu, au furat. Și asta au votat. Ghiță a luat softurile cu care a răsturnat
alegerile la ultimele cicluri. Ghiță ăsta. Cine mă s-a pe gheață și ghiță cum, ăsta, cu ajutorul suporterilor. Băi, ghiță, cine ești tu, mă, un bizițar de băieți, mă? Nu ți-e rușină, bragule. Moda legăturilor directe face ravagi în televiziuni. Din păcate, reporterii ori nu sunt atenți, ori sunt trădați de tehnică. Ionela, bună dimineața, bun găsit. Explică-ne ce se întâmplă acolo și la ce te aștepți tu în acest caz. Frumușică Ionela, în opinia invitatului. Noi avem altă părere. În schimb, e cascată foc. Ionela, te ascultăm, ești în direct. Băi, nu mai știu ce a zis ăsta. 1, 2, 3, 4, 5... Nu ne-a auzit, Ionela, ne vom întoarce la ea. Dar să știți că avem pricepute și la alte televiziuni. Alt exemplu, altă Ionela. Colega noastră Ionela Arcanu vine cu toate detaliile. Ionela, bună dimineața. La Pro TV, regia tehnică își face treaba. Din păcate, o auzim cu toții. 10, 9, pentru Belarus, 8, Sandu s-a enervat, 7, și a plecat. 6, 5, Vitorul, Coman, 4, marcat singurul 3, gol al României. 2, trebuie să gândesc 1. Prejeasă de goluri în Liga 1 pentru viitorul. Moroșanu și Cătinaș au demolat rivalii. Rămânem în trust unde Ilie Năstase, proaspăt în surățel, își pune mâna confortabil pe magazia lui Brigitte. Ea, în schimb, se dă importantă la măruță și își dorește finalizarea unei relații. Consider că este un bun exemplu pentru toți cei care se uită la televizor să încurajăm, adică, o finalizare a unei relații. Dragă Brigitte, tu-ți doreai oficializarea unei relații, că la finalizări de relații soțul tău este expert. A finalizat vreo 3-4 oficiale până la tine. Consider că este un bun exemplu pentru toți cei care se uită la televizor să încurajăm, adică, o finalizare a unei relații. Tot măruță vrea să se dea rotund, dar e plin de colțuri și face tronc-tronc. Ilie Năstase pur și simplu a luat jarteaua cu dinții, a plecat. O să vedeți întregile imagini în această seară. Dragă mămăruță, jarteaua în argou înseamnă cu totul și cu totul altceva. Ei, ar fi fost culmea la nuntă să avem jartea cu jartieră. Ilie Năstase pur și simplu a luat jarteaua cu dinții, a plecat. Prezent în fața ligii, un report izbutește ca într-o propoziție să facă 3 bâlbe. Persoane despre care a crezut până în ultima clipă că îl va susține. Doi dintre reprezentanții cluburilor de fotbal din Liga 1 au venit de dimineață. Deci clipa, cluburilor. Auzi, mă, tu ți-ai bani pe bâlbe? Persoane despre care a crezut până în ultima clipă că îl va susține. Doi dintre reprezentanții cluburilor de fotbal din Liga 1 au venit de dimineață. Culmea e că, fiind angajat la Realitatea, trebuie să aducă și bani de acasă pentru patron. Așa că e și bâlbâit și cu banii luați. Dar nu este singurul bâlbâit din TV, avem și bâlbâite. De exemplu, Donșoara Docheanu de la Antena 1. Acesta este mesajul războinic transmis de greci înaintea meciului de vineri prin intermediul echipei Antena 1 de la Antena. Atena. Prin intermediul echipei Antena 1 de la Antena. Atena. N-am înțeles exact dacă era Antena sau Atena, dar nu mai contează acum. Iată-i pe băieții de la Alb și Negru, invitați la Teo în emisiune, cum inventează o zicală. Cum se zice, mi s-a făcut părul găină, nu? Nu știu, poate mie întotdeauna măciucă, da? Știi cum e, fiecare cum se poate, da. Dragă Teo, băieții ăștia numindu-se Alb și Negru sunt influențați de Iulia Albu. De-aia li s-a făcut părul găină. Tot de Iulia Albu este influențată și Paula, care își pune numai prostii pe cap. Putem să umblem inclusiv cu... Așa te zici bărbat! Hai, repede, fiind gata! Colega ei de emisie, Hlizita Cioran, o întreabă pe Lavinia cum e Bănică în pat. Cum e, dragă Ștefan Bănică junior, l-a sternut. Cristina! Prietena mea de o viață, Cristina! Cu toate femeile se întreabă, îți dai seama că asta e întrebarea de pe buzele tuturor. Așa e, doamnelor! A, uite-le! Zici și tu, e tandru, e... drăguțe, dulce. Lasă mai copilul în pace. Lasă-le să se întrebe, că asta e și asta o strategie de... E, da. Marketing până la urmă. Acum, sincer, noi nu ne putem lua ochii de la Lavinia, care parcă e Andreea Marin cu 20 de ani mai tânără. În schimb, să vă prezentăm alți doi fliziți, care vor încerca printre 2-3 potigneli să prezinte obositorul de weekend.
din experiențele pe care le-am cu colegele de bancă, n-am putut să fiu altceva decât protector, așa că lasă măcar această bucurie. Gata, da, e... n-are fac. Plăznește un breaking news. Să vorbim, Dane, și despre o veste bună, să-i spunem așa, din justiție. Sile Cămătaru a fost eliberat din arestul preventiv. Magistrații de la Curtea Supremă au admis recursul acestuia față de menținerea măsurii de arest. Cum pentru cine e o veste bună că Sile Cămătaru e eliberat? Pentru leii de la zoo, evident. O veste bună, să-i spunem așa, din justiție. Sile Cămătaru a fost eliberat din arestul preventiv. Din păcate, nu știm sigur cine a fost eliberat. Pe ecran scrie Sile și reporterul ne spune Nuțu. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să admită recursul la arestarea preventivă pentru Nuțu Cămătaru. Astfel, el a fost eliberat din arestul Poliției Capitalei. Toate ca toate, dar e o veste bună, cu ghilimelele de rigoare. Lui Molahul Sabah Măi i-au murit lăudătorii, așa că se laudă cu cumnatul său. Ideea aceasta de a-i strânge într-o singură echipă pe negociatorii Poliției Capitalei îi aparține comisarului șef Roberto Ababei. Nimeni altul decât cumnatul meu. Dincolo de acest amănunt, iată că formula funcționează și ce e mai important, sunt foarte multe vieți salvate. Felicitări, domnilor. Dar să știți că avem lăudăroși și la alte televiziuni. Mara Bănică, invitata permanentă, se laudă cu cât câștigă. Asta vorbeam și cu taică, am avut discuția asta pe weekend și ziceam, tata îmi zicea că mă, tu câștigi într-o lună pensia mea pe 2 ani de zile. Eu o pot demonstra și cu hârtii, alții mai puțin. Ei, n-a că s-a luat de la bendeac. Laudă-mă gură că ți-ai dat băutură. Avem acum o angajată din TV care probabil e plătită din greu ca să fie ignorantă. Am citit într-un interviu al lui Florin Costiniu, dar cred că din 2011. Florin Costiniu? Vreau să vă întreb, domnule Costiniu. Da, Geo Costiniu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră de a făcut referire. Suntem trei la rând, da. Florin Costiniu, Florin Zanfirescu, Florin Zanfirescu, Geo Costiniu. Da. Mai liceau Duiliu Zanfirescu și Geo Boxa, ca să fie confuzia completă. La canal de Gabriela Cristea, cea divorțată, nu se înțelege deloc cu invitatul. My name is Amin. Ok, I am student aici. Așa. Eu student aici, la Politehnica. Așa. Mai anul 3 aici. Anul 3 de facultate, corect? Da. Așa. Mecanic la Fils. Poți să repeți? Mecanic. Mecanic. Mecanic? Da. Fils. With language French. Franceză. Stați că aici m-am pierdut. Mecanic la? La Fils. F-L-S-I-S. Păi el îmi dă cu prescurtare, cu virgulă, cu acoladă, cu litere mari. Păi eu de unde să știu? Ok. Aș vrea să vă prezint un personaj că...